ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Stăpâni
să fie Tatăl nostru Dumnezeu, pentru îndurare mare, pentru Iisus Fiul Său. El ne-a dat o moștenire neîntinată sus în cer. Vreau să fiu o piatră vie pentru împăratul meu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales. Îngerii se închină, sfânt e, sfânt e numele. El e mielul înjunghiat, este fiul înviat. Bătălia ai câștigată, Iisus este împărat. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales. Sunt o seminție aleasă, seminție o preoție împărătească, preoție un neam sfânt și ales. Să mă ajut, când am încercat să lupt, eu am căzut. Pe toate căile pe care eu umblam, a fost Iisus. Când tot ce-am clădit în viață s-a sfârmat, iar prietenii pe rând s-au depărtat, eu nu vedeam atunci, dar pot să văd acum, a fost Iisus. În tăcere, în durere, în așteptare, în clipe grele, o comoară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, când te voi merge, chiar și când el nu știa ce e înainte, a fost Iisus. Am nevoie de acel har nemărginit, ca să fiu iertat de prețul neplătit. Știu că nu sunt perfect, de aceea îi mulțumesc.
doar lui Iisus. Doar lui Iisus. În tăcere, în durere, în așteptare, în clipe grele, o comoară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, pe unde voi merge, chiar și când eu nu știam ce e înainte. A fost Iisus, sus pe munte, jos în vale. A fost Iisus, chiar și în valea umbrei morții. A fost Iisus, și prin focul încercării. Să mori bătut în cuie, pe cruce un tâlhar atunci a spus, când vei veni adu-ți aminte și de mine, astăzi vei fi în rai, i-a spus Iisus. Când vei veni adu-ți aminte și de mine, astăzi vei fi în rai, i-a spus Iisus. Din mine al meu tâlhar, la cruce plin de vină, în zdrențe gârbovit ruină, la duc plin de păcat, murdar de-a lumii tină, iertare-și cer Iisus, ai milă. Bârfă și invidie, mândria și înălțarea au triumfat. Eu am ucis pe frați prin gânduri și cuvinte, religie și forme am urmat. Eu am ucis pe frați prin gânduri și cuvinte, religie și forme am urmat. Din mine al meu tâlhar, la cruce plin de vină, în zdrențe gârbovit ruină, la duc plin de păcat, murdar de-a lumii tină, iertare-ți cer Iisus, ai milă. De n-ar fi har, aș fi fără nădejde, n-aș mai veni la crucea ta, Iisus. N-aș îndrăzni să plâng la îndurarea jertfei, îți mulțumesc că mă iubești nespus.
n-aș îndrăzni să plâng la îndurarea jertfei. Îți mulțumesc că mă iubești nespus. Din mine al meu tâlhar, la cruce plin de vină, în strențe gârbovit ruină, la duc plin de păcat, murdar de-a lumii tine, iertare-și cer, Iisus, ai milă. Din mine al meu tâlhar, la cruce plin de vină, în strențe gârbovit ruină, la duc plin de păcat, murdar de-a lumii tine, iertare-și cer, Iisus, ai milă. Iertare-ți cer, Iisus, ai milă. Pacea, dreptatea, să le vestesc mereu. Știu că îndurarea, iubirea, iertarea vin de la Dumnezeu. Viața e scurtă, se dă o luptă pentru sufletul tău. Cugetul-ți spune, alege bine, nu face ce e rău. Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Oricât de ascunsă și nepătrunsă e calea omului, poate trece neobservată de ochii Domnului. Ce semeni astăzi tu vei culege la timpul potrivit? Nu te înșela, dar El nu se lasă nici când bat jocorit. Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Uită că într-o zi
Omul va pierde și o altă șansă nu va putea primi. Cel ce alege să-și piardă viața pentru Iisus Hristos, viață câștigă pentru vecie, un viitor frumos. Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Poți să câștigi în viață, poți să ajungi în față, călcându-ți în picioare cugetul. Dar ce folos de toate să ai aici palate, dacă ți-ai pierde sufletul? Nu voi uita niciodată când te-am întâlnit și pe nume tu m-ai chemat. M-ai scos din întuneric și mi-ai promis că nu voi mai înseta. Tot ce am căutat în tine am găsit. Din viață am gustat, nimic nu m-am plinit. Cum o faci tu? Acolo unde ești tu, tot ce am căutat în tine am găsit. Din viață am gustat, nimic nu m-am plinit. Cum o faci tu?
faci tu. Teme inspirat din câteva capitole din Isaia și refrenul din 41, Isaia 41, versetul 10. Dacă treci prin ape sau prin foc, eu te izbăvesc cu dreapta mea. Te-am purtat și vreau să te mai port. Nici de cum eu nu te voi lăsa. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Mare preț ai tu în ochii mei. Dau popoare pentru viața ta. Te-am plătit cu sânge-n Golgota. Mi-am dat viața pentru a te salva. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Nu te teme, îți dau pacea mea. Prin puterea Duhului cel Sfânt, hai pășește, nu te mai uita. La cuptor, la valuri și la vânt. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul. Și El o face totdeauna cu credincioșie. Să citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17 până la versetul 27. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintea la el, l-a iubit și a zis:
îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat ținte la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Este o mare bucurie în Biserica Domnului, ori de câte ori avem oameni îmbrăcați în haine albe, care depun mărturie în fața noastră și a lui Dumnezeu, că urmează pe Domnul pentru restul vieții lor. Își închine viața Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta, textul nostru vorbește despre un tânăr pe care Sfânta Scriptură îl numește tânărul bogat. Așa este cunoscut mai ales în comunitatea noastră. În limba engleză este young ruler, este tânărul conducător, lider. Pentru că în Evanghelia după Matei, unde se referă din nou același pasaj, ni se spune că era tânăr. Apoi o altă evanghelie ne spune că era un fruntaș al iudeilor. Era deci tânăr, bogat și fruntaș. Dacă vreți, 30 de ani, milionar și primar al orașului. Este idealul oricărui tânăr, nu-i așa? Să fii tânăr, să ai bani și să fii la putere, să conduci. Ce vrei mai mult? Ce-ți dorești mai mult? Sfânta Scriptură ne-l descrie pe omul acesta că vine alergând la Domnul. Vine politicos, manierat, să închine Domnul Iisus Hristos. Vorbește frumos înaintea Domnului. Și discuția lui cu Domnul Iisus Hristos este foarte interesantă, pentru că de la bun început Domnul îl respinge într-un fel foarte fin. Spune, de ce mă numești bun? Pentru că unul singur este bun. În altă evanghelie întreabă tânărul acesta, zice, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, binele este unul singur. Și în Evanghelia după Matei găsim întrebarea imediat, bine, spunea Domnul, poruncile le-ai împlinit? Sigur că da. Care din ele? Și Domnul înșire câteva dintre porunci și veți observa în această seară că nu pe toate. Și răspunsul acestui tânăr, bogat și în putere, dacă vreți, la conducere, este surprinzător. Spune, toate aceste lucruri le-am respectat din tinerețea mea. Domnul s-a uitat la el și l-a iubit, spune Sfânta Scriptură, pentru că ceea ce spunea era adevărat. Fiecare dintre noi ne-am dorit să avem asemenea băieți, nu-i așa? Să avem asemenea copii. Mai ales dacă ar fi și bogați, nu? Ar fi și mai grozav. Dar dacă respectă toate cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, este absolut admirabil la tânărul acesta. Întâlnirea cu Domnul Iisus, acestui tânăr bogat și la putere, dacă vreți, nu se termină bine. Pentru că, așa cum veți vedea, tânărul acesta și viața lui este guvernată de patru paradoxuri foarte interesante, pe care le găsim astăzi la tinerii din jurul nostru, care sunt tineri, bogați și au și putere
dacă nu cel puțin la motoarele mașinilor lor. Patru paradoxuri foarte importante la viața unui asemenea tânăr. În seara aceasta vorbesc despre tine. Despre tine care ai crescut în casa unor pocăiți, cunoști poruncile lui Dumnezeu, le-ai respectat, te iubim pentru că ești de al nostru și chiar dacă nu te vedem în fiecare duminică, cel puțin la evenimente ca acestea te vedem că ești aici și ne place pentru că încă ești interesat în viața veșnică și în relațiile tale cu Dumnezeu. Primul paradox din viața acestui tânăr este că este foarte înțelept și totuși atât de nebun în același timp. Este înțelept și prost în același timp, dacă vreți să o spunem așa pe românește. E înțelept pentru că vine la timpul potrivit să-L caute pe Domnul. Vine în tinerețe. Știți că 80% din oamenii care se întorc la Dumnezeu o fac până la 20 de ani? După 20 de ani, procentul începe să scadă vertiginos. Și este dovadă de înțelepciune să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cauți pe Hristos atunci când ești tânăr. Și mă bucur încă o dată că în seara aceasta ești aici. Îmi place să cred că n-ai venit de dragul unui spectacol religios. N-ai venit să vezi cum se botează niște tineri români. Ci îmi place să cred că este ceva în adâncul sufletului tău care te îndeamnă să-L cauți pe Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze în această seară. E adevărat că Dumnezeu te poate primi oricând. Noi am văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu la adânci bătrânețe. Dar hai să fim serioși, este oare corect după ce ne-am irosit toate energiile, nu? După ce am ajuns la bătrânețe să venim la Dumnezeu cu resturile, cu ce a mai rămas? Să ne întoarcem la Dumnezeu la nursing home? Nici acolo nu e târziu, dar nu este nicio garanție că vei ajunge acolo. Deci este o dovadă de înțelepciune să-L cauți pe Domnul în tinerețe. Pentru că este corect. El ți-a dat viață și dacă dai viața din tinerețe, El o va folosi pentru gloria Lui și pentru mântuirea multora. Tânărul acesta apoi este inteligent pentru că vine cu o problemă vitală. Vine la Domnul Iisus Hristos interesat de viața veșnică, este interesat de eternitate, este interesat de mântuirea sufletului său. Este impresionant că din tinerețe este preocupat de asemenea lucruri. Să fii tânăr, să ai bani și să fii și sus în ierarhia politică, nu? La ce mai trebuie alte lucruri? Tinerii care au bani și care au putere, parcă nu sunt interesați astăzi absolut deloc de viața veșnică. Le este destul viața de aici și de acum. Dar tânărul acesta este un tânăr inteligent. Vine la Hristos cu o atitudine corectă. Nu numai că se grăbește, dar îngenunchează înaintea lui Hristos. Îi recunoaște autoritatea. Se închină. Este un băiat manierat, știe să se poarte în societate, recunoaște dumnezeirea lui Hristos, se închină înaintea Lui. Și apoi vine la cine trebuie, o altă dovadă de inteligență, vine la cine trebuie, caută răspuns la problema lui acolo unde este răspuns. Nu caută în cărți, nu caută la gurus, nu caută la cine știe ce alți oameni înțelepți, se duce la sursă, se duce la Hristos, pentru că singurul care are cheia veșniciei este Iisus Hristos. Și totuși, pe lângă dovezile acestea de înțelepciune, este un mare nebun, pentru că nu vine ca să primească răspunsul de la Domnul, el are răspunsul lui, el are soluția lui. Probabil vrea să vină înaintea Mântuitorului ca mulți dintre dumneavoastră să ne confirme Dumnezeu erorile în care noi trăim. Probabil să spună Iisus, tu ești băiat de treabă. Ai, dacă ai mai dat puțin bani pe la biserică, dacă ai mai face câte o faptă bună aici colea, totul este în regulă. Și acum ne place nouă să ne ducem la doctor și doctorul să spună, zice,
fă ceea ce faci până acum, că totul este în regulă. Okay? Omul o să avea nevoie, așa cum au venit și alții la Mântuitor, o să fie îndreptățit. Să spună Domnului, măi, tu ești pocăit de treabă, tu ești foarte bun, ești din familie de pocăiți, da, așa. Mama, tata, pocăiți, sigur că da. Respect toate poruncile, nu bei, nu fumezi, nu bați pe nimeni, da, toate sunt în regulă. E bine, eu mă bucur că în seara aceasta ești aici. Știu că ești un tânăr inteligent, că în seara aceasta ai ales să vii la biserică, nu să te duci în altă parte. Știu că ești preocupat de mântuirea ta, de viața ta veșnică. Cred că ai o Biblie acasă. Ai auzit, cineva a găsit Biblia destul de târziu în viață și regretă anii aceia care au trecut. Dacă n-ai o Biblie, rămâne la urmă, că îți dăm una. Este gratis. Ți-o dăm să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Vino la Iisus Hristos în această seară cu atitudine corectă. Cu respect, este timpul potrivit. Acum, în tinerețe, să-ți dai viața ta, Domnul Iisus Hristos. Un alt paradox în viața acestui tânăr este că este atât de bun și totuși atât de rău în același timp. Din tinerețea lui se ferește de curvie. Este cast, este pur, este cu minte, este un tânăr extraordinar. S-a ferit de crimă, n-a bătut pe nimeni, n-a omorât pe nimeni. S-a ferit de furt, a respectat proprietatea privată altora. S-a ferit de mărturii mincinoase, a fugit de minciună. Și dacă era politician, ăsta era chiar adevărat politician extraordinar, domnule. Să fii și politician și să nu minți, ăsta chiar că trebuie pus președinte. Nu înșelase pe nimeni, era cinstit, onest, puteai să faci afaceri excelente cu omul acesta. Își respecta pe tata și pe mama. Mai încape ceva aici? Mai lipsește ceva? Toți am vrea să avem niște copii așa de buni ca ăsta. Iisus s-a uitat la ei și l-a iubit pentru că era adevărat ceea ce spunea. Zice, din tinerețe le-am respectat și era adevărat și nici în fața lui Dumnezeu nu mințea. Și totuși, când Domnul a enumerat toate poruncile, a sărit peste una, peste prima, care spunea să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ăsta avea un alt Dumnezeu decât Dumnezeu cel adevărat. Și atunci, în fața lui Hristos, golul acela imens din viața lui era tocmai această absență a lui Dumnezeu din viața acestui om. Tinere, ai crescut într-o familie care te-a învățat cele bune și cele care trebuie. Te-ai ferit de păcate mari. Ai respectat legile lui Dumnezeu. Îți iubești părinții și îi respecti. Știi bine totuși că există un gol în inima ta, că pe tronul inimii tale nu domnește Hristos, ci domnește altcineva. Pe tronul inimii acestui tânăr stătea Mamona, zeul banilor, al bogățiilor, al averilor, al materialismului acestei lumi. Și în fața lui Hristos, dintr-o dată, revelația mare este tronul inimii tale, spunea Hristos, este ocupat de altcineva, renunță, dă-l afară, vinde tot ce ai, vei avea comoară în ceruri, ia-ți crucea și urmează-mă. Și tânărul acesta s-a întors și a plecat trist, pentru că n-a putut renunța la averile lui, la domnia lui Mamona peste viața lui. Atât de bun și atât de rău în același timp. Al treilea paradox este atât de bogat și totuși așa de sărac în același timp. Are bogățiile lumii acesteia fără
bogățiile cerului. Are bunurile materiale, dar este lipsit de cele spirituale. Are în hambar, dar n-are nimic în suflet. Cuvintele vieții au fost înăbușite de grijile, de bogățiile, de plăcerele vieții acesteia. Domnul Iisus vorbește despre înșelăciunea bogățiilor. În Matei, capitolul 13, versetul 22, când vorbește despre spinii aceia care inundă și care fac să moară, să nu crească sămânța bună a Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Bogățiile ne înșeală pentru că crede că suntem buni, că de-aia le avem. Mi-aduc aminte cuvintele cuiva care spunea, mă, trebuie să fiu foarte pocăit de Domnul, m-a binecuvântat așa de mult. Înșelăciunea bogățiilor. Apoi, credem că suntem binecuvântați și răsplătiți de Domnul cu ele. Mai degrabă găsim în Scriptură că bogățiile și averele sunt pedepse și nu neapărat binecuvântări. Apoi ne fac să ne punem încrederea în ele și nu în Dumnezeu. În gândirea teologilor catolici, mai ales cei din vremurile trecute, era o teză foarte interesantă, opțiunea preferențială a lui Dumnezeu pentru cei săraci. Dacă în seara aceasta este cineva sărac aici, vreau să vă fac fericiți și să mergeți acasă fericiți. Veți vedea câte necazuri au cei bogați și ce binecuvântați suntem noi care suntem scăpați de ele. Haideți să vedeți care sunt avantajele săracului. Săracul știe că are nevoie urgentă de salvare. Bogații nu știu asta. 2. Săracul își cunoaște dependența de Dumnezeu și de oamenii puternici, dar și nevoia de a coopera cu ceilalți săraci din jurul lui. 3. Săracul își pune nădejdea în securitatea sa în oameni, nu în lucruri. El își caută siguranța în oameni și nu în obiecte, nu în lucruri. Săracul nu are un sentiment exagerat al importanței de sine. Săracul se așteaptă puțin de la competiție și mult de la cooperare. Săracul poate face ușor distinție între necesitate și lux. Săracul poate accepta și poate cultiva răbdare și dependență pe care a recunoscut-o întreaga sa viață. Are experiență de a răbda. Ăsta știe să răbde. Ăsta știe să supraviețuiască cu un cartof. Frica săracului este mult mai realistă și mai puțin exagerată decât frica bogatului. Când săracul aude Evanghelia, pentru el sună ca o veste bună și este veste bună. Pentru bogat este o amenințare la proprietățile lui. Săracul poate răspunde Evanghelie cu o predare totală, deoarece are așa de puțin de pierdut și așa mult de câștigat. Ultimul paradox din viața acestui tânăr este că este atât de aproape și totuși așa de departe de împărăția lui Dumnezeu. Are un prilej unic în viață să stea față în față cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Are un har deosebit pe care nu multe lume l-a avut. E o binecuvântare ca Iisus Hristos să-ți răspundă la întrebările tale și să-ți dea soluție la problema fundamentală a vieții tale, să-ți vorbească despre viața veșnică. Omul acesta este la un pas de Dumnezeu, este la un cuvânt distanță de veșnicie. Omul acesta este la granița împărăției. Este vorba de o simplă decizie, este vorba de o simplă hotărâre. Și totuși este așa de departe, pentru că este incapabil să primească soluția lui Hristos. Este așa de aproape de mântuire și a fost probabil toată viața, așa cum ești tu. Ai părinți, bunici, pocăiți,
întorși la Dumnezeu, te-au dus la biserică, te-au dus la binecuvântare. Ești așa de aproape de împărăția cerului, dar încă nu ai luat nicio hotărâre. În seara aceasta aș vrea să spun că și ție îți lipsește un singur lucru, așa cum a spus Domnul Iisus acestui tânăr. Îți mai lipsește un lucru. Când Domnul Iisus spune lucrul acesta, el sărise deja peste prima poruncă. Le-a enunțat pe toate celelalte, dar pe prima nu. Și Domnul vrea să-i spună, îți lipsește atât de mult această poruncă, să îl ai pe Dumnezeul tău și să nu ai alt Dumnezeu în locul lui. Pe tronul inimii tale stă mamona, pe tronul vieții tale stă materialismul, dorința de înavuțire. Trebuie să renunți și să îl primești pe Dumnezeu pe tronul inimii tale. Îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai și de la săraci. Cred că vestea aceasta a fost absolut teribilă pentru acest tânăr. A venit înaintea Mântuitorului să afle viața veșnică și este întâmpinat cu un refuz absolut. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, vino și urmează-mă. Ceilalți ucenici au auzit tot ceea ce se întâmplă și au fost foarte șocați. Spune Sfânta Scriptură că Domnul s-a uitat la ei, i-a fixat cu privirea pe acești ucenici, care au rămas uimiți de cuvintele Mântuitorului. Domnul a spus, ați văzut, băieți, foarte greu intră un materialist, foarte greu intră cineva care pe tronul inimii sale îl are pe mamona. Ăsta e foarte greu să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă intră o cămilă până urechile unui iac. Acum sunt o serie de frați care li s-a părut cam prea de tot ce a spus Mântuitorul și au imaginat că era o poartă undeva la Ierusalim foarte îngustă care se numea urechea acului și că cămilele se cam înghesuiau cam greu pe acolo. Nu, Domnul vorbește exact despre un ac, despre urechile acelui ac. Practic vorbește despre o imposibilitate, atâta timp cât mamona este pe tronul inimii tale și nu Hristos și nu Dumnezeu, este imposibil să intre în împărăția cerurilor. Ucenicii au fost așa de șocați că au spus, Doamne, dar atunci cine o să fie mântuiți? Cine poate să fie mântuit? Probabil că se gândeau și ei la micile lor proprietăți de acasă, la care încă mai țineau, la barca lui se gândea Petru, probabil se gândeau la cine știe câți bani mai aveau prin conturile de la bancă, nu? Ascultă-mă, va veni o zi și asta va veni în viața fiecăruia dintre noi, când pe patul unui spital, așa cum ne-a spus Sorin, tot ce ai nu mai contează absolut deloc. Știți că tot ce ai rămâne aici? Știți că toate conturile noastre, toate averile noastre, totul rămâne aici? Știi că rămâne totul aici? Mai anii trecuți l-am rugat pe un frate de-a nostru care era real estate să-mi caute o casă. Voiam să o repar și să supraviețuiesc cumva. M-a dus prin poarta din spate, la o casă care încă nu fusese pe piață, nu era pusă pe piață, și era încă cu luminile aprinse, unul dintre computere mergea, era plină de cărți, era să cumpăr casa numai pentru cărțile alea. Nu? Mă rog, nu am cumpărat casa, dar am întrebat, domnule, ce s-a întâmplat? Păi zice, bătrânii au ajuns bătrâni și copiii i-au declarat incompetenți și nu se mai pot descurca, i-au dus la azil și le vând casa. Am trecut a doua zi pe acolo și în fața casei era un dumpster din ăla mare, așa, și câțiva mexicani aruncau cărțile, televizorul, computerele, tot ce era în casă, mobile, aruncau în... Și le duceau la garbage, la halda aceea de garbage. Apropo, du-te acasă în seara asta și uită-te în jur. Tot ce este în jur într-o zi,
poate nu copiii tăi, dar alții, o să te declare bătrân, incompetent, și o să adune toți și o să pună într-un dumpster din ala mare și totul merge la gunoi. Știi că tot ce ne înconjoară merge la gunoi? Știi că nu merită absolut nimic din tot ce avem să ne punem încrederea în ele? Ascultă-mă bine. Iisus a uitat la tânărul acela și l-a iubit. Era moral, de treabă, manierat, avea bani, bogat și era și șef undeva. L-a iubit. Dar spune tinerul, îți mai lipsește un singur lucru. Și uneori, singurul lucru care lipsește este absolut fundamental. Din seara asta nu-ți mai lega sufletul de lucrurile astea care ard, pe care le mănâncă moliile, pe care le fură hoții. Nu știu ce revoltă va veni și într-o zi pe strada noastră, în această societate care vrea să anuleze orice cultură, nu? Nu știu ce culoare va purta și va bate la ușile noastre, ne va scoate în stradă și ne va da foc, așa cum a dat foc la mii și mii de alte buildinguri. Trăim vremuri foarte grele. Nu-ți lega inima și sufletul de obiectele din această lume. Nu merită. Viața veșnică este în mâinile lui Hristos. Vino la El în această seară. Vreau să închei cu afirmația care a făcut-o băiatul ăsta, tânărul ăsta, și îmi place așa de mult. Zice, ce bine să fac să am viața veșnică. Dacă asta este întrebarea vieții tale, ascultă-mă bine. E bine, fă bine și primește Evanghelia Domnului Iisus Hristos în această seară. Vrei să faci un bine? Vrei să-ți faci un bine ție și vieții tale? Fă bine și primește Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Fă bine și te pocăiește de păcatele tale. Fă bine și dă-l jos pe Mamona, zeul acesta al banilor, al materialismului, al agoniseilei, a goanei după a avea, pentru că verbul existențial este a fi și nu a avea. Ok? Fă bine și dă-l jos pe Mamona de pe tronul inimii tale, fă bine și îl primește pe Iisus Hristos în această seară. Dacă vrei să faci un bine, să-ți faci un bine, fă bine în această seară și vin aici. Ia hainele albe și pășește în apa botezului. N-am vorbit cu Alin. Dar, mă rog, cred că nu se supără dacă este cineva care vrea să vină așa cu mâini. Și în seara aceasta să plece un om nou. Dă-l jos pe Mamona. Nu merită să slujești banilor, nu merită să slujești obiectelor. Îți lipsește un singur lucru și tu știi foarte bine în această seară care îi lucrul ăla. Pe ăla lasă-l deoparte și dacă vrei să-ți faci un bine, fă bine, fă-ți binele acesta, fă-ți pustiu ăsta de bine, cum zice românul, vino, primește-l pe Hristos și pășește aici în apa botezului. La sfârșit probabil că o să te cheme. Îndrăznește și vino. Iisus vrea astăzi, pentru că astăzi este ziua mântuirii, nu mâine. Astăzi este ziua noastră. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Și Domnul să te ajute să iei această hotărâre și hotărârea aceasta să schimbe viața definitiv. Amin. Sunt ainușor și sufletul mi-e gol. Cât am să aștept, mă întreb în taină, cine poate ști ce port în inimă.
ascuns după mii de măști, rătocesc și în zadar încerc să aflu cine sunt. Nu mă regăsesc în viața ce-o trăiesc, doar am risipit tot ce-am primit. Dar tu încă mă iubești și inima mi-a șters. Dar tu vezi ce sunt eu, ascuns de atâția ochi, frânt de atâta zbor. O, Doamne, vorbește, mă pierd pe calea mea, nu pot să mai ascund durerea, căci tu vezi ce sunt eu. Tu mă asculți, mă cunoști, doar tu mă înțelegi. Sfânt înjunghiat, peste moartea triumfat, vina noastră a purtat. Dragostea lui pe calvar este cel mai mare dar, pentru toți încă e har. Slavă lui, glorie lui, slavă mielului, slavă lui, glorie lui, slavă mielului. Pentru sufletul meu, pentru sufletul tău, trupul le-a fost zdrobit pe un lemn răstignit. Pentru sufletul meu, pentru sufletul tău. Voci curate înălțăm, numele azi cântăm, pe Iisus îl adorăm.
jertfa ce s-a dat, lumii întregi pentru păcat, a murit și-a înviat. Slavă Lui, glorie Lui, slavă Mielului, slavă Lui, glorie Lui, slavă Mielului. Pentru sufletul meu, pentru sufletul tău, a fost zdrobit pe un lemn răstignit. Pentru sufletul meu, pentru sufletul tău, pentru sufletul meu, pentru sufletul tău, trupul le-a fost zdrobit pe un lemn răstignit. Pentru sufletul meu, pentru sufletul tău. Haide. Bine. Întărește-te tu.
în numele Domnului Iisus Hristos, dumneavoastră aveți strategii de biruință a celui rău? Dumneavoastră ați învățat de-a lungul timpului cum să vă împotriviți tare în credință celui rău? Unul dintre lucrurile pe care l-am învățat în viața aceasta este următorul. Cu cât te faci mai mic, cu cât te faci mai mic, cu atât ești mai greu de lovit. Cu cât crești mai mare în ochii tăi, cu atât ești mai ușor de doborât. Întotdeauna omului Dumnezeu care se smerește va fi greu de țintit, dar omul care crește și tot crește în ochii săi va fi ușor de doborât. Aș vrea în această seară să spunem noi, să spunem noi cu gura noastră, nimic nu sunt, Doamne. Nu sunt mai mult decât un strop de tină pe care l-ai luat Tu. Nu sunt mai mult, Doamne Dumnezeu, nu decât o țărână pe care Tu ai luat-o, ai modelat-o. Nu sunt mai mult, Doamne Dumnezeu meu, decât un om pierdut care a fost găsit de Tine. Tu ești Dumnezeu care m-ai transformat, Tu ești Dumnezeul care ai pus în mine preț, datorită Ție sunt ceea ce sunt. Știți, iubiții Domnului, mâniile, certurile dintre oameni sunt pe fondul faptului că omul are pretenții de la celălalt. În momentul în care tu simți că nu ți s-a acordat cinstea, că nu ți s-a acordat respectul, te mânii, în momentul acela se deteriorează relațiile, dar omul smerit, știți ce trăiește omul smerit? În fiecare zi trăiește miracole. Minunea că m-am trezit, minunea că Dumnezeu mă ajută, minunea că am mâncat, minunea că pot sta în picioare, minunea că Dumnezeu din cer e de partea mea. Omul smerit trăiește în fiecare zi minuni după minuni după minuni, pentru că el zice mereu, mă minunesc că Dumnezeu lucrează așa. Știți, vă spun un lucru extraordinar. Ieri dimineață era să cadă tavanul dintr-o încăpere de la noi, de la Viață și Lumină, că ne-a inundat de sus, a venit apă. Și am stat eu și m-am gândit și am zis, cu cine să vorbesc eu? Pot da la pagina URI, instalatori, și știu eu cu cine mă aleg? Am pus pe grupurile biserici. Și am zis, am și eu un necaz. Știe cineva un instalator? 5 echipe au venit. 5 echipe. Am avut de unde alege pendelete. Și acum, cu ajutorul Dumnezeu, am o echipă de oameni pocăiți care lucrează așa de atent, cu atâta dragoste, aproape când mulțumesc ei mie că lucrează pentru Domnul. Și m-am uitat și am zis, ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, să renunți la pretenția că poți să le rezolvi tu? Ce înseamnă să apelezi la dreapta lui Dumnezeu? Vrei în această seară să te smerezi sub mâna tare a lui Dumnezeu? Că omul smerit va avea parte mereu de miracole, omul cu nasul pe sus mereu îi se va părea că nu îi se dă suficient cât merită el. Și în această seară vreau să spun, Doamne, nu-s mai mult decât un bob de tină, nu-s mai mult decât o țărână, dar Tu ai găsit de cuvință să mă iubești pe mine, să iubești pe ei. Și trăim acest miracol al dragostii lui Dumnezeu. El să ne binecuvânteze viața. Ne închinăm smerindu-ne înaintea lui Dumnezeu și cu cât te vei face mai mic înaintea lui Dumnezeu, cu atât diavolul va reuși din ce în ce mai greu să te lovească. Când ești un Goliat cât ecranul, orice piatră care zboară zice direct în capul tău și te nimerește că ești mare. Când ești mic, cam trec pe lângă tine. Vreau să mă smeresc sub mâna tare a lui Dumnezeu și vă îndemn și pe dumneavoastră, iubiți credincioși, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Cu cât suntem noi mai mici, și cine se vede, nu? Cel ce este cu adevărat mare și al cărui nume este Dumnezeu. Nimic nu sunt un strop de tine în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care a prins lumină, pustiu din care tu scoți un suspiro.
Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, mi-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, să mă umple de
pentru tine, pentru tine. Cetățuia mea în care mă adăpostesc, o Domnul meu. Încredințează soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. El nu te va lăsa vreodată. Emisiunea Păstorul cel Bun poate fi urmărită pe postul de televiziune Nașul TV în fiecare sâmbătă la ora 10 și duminica la ora 14. De asemenea, emisiunea este difuzată pe internet la adresa www.nasul.tv. Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.